Alo. Bună seara! Bună. Domnule, tot o să ieși întrebare. Păi care întrebare? Că ora e târziu. Ce chef ai să mă suni la ora asta? N-am zis că mă suni Nu, doar când vrei nu, să nu, vorbești. cred, Am să te cred că... înregistrez și am să te pun pe internet și o să afle lumea că ai chef de Nu, vorbă cred... când te îmbeți. Nu, cred că nu, 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 nu-i cu scop de asta ca de rău. Dar pe câta oară mă suni? A doua. Ok. Și era ceva important? Da. Știi și mă interesează pe mine. E că pe mine mă interesează când noi ne ducem în rutieră, nu sunt ca pe om cu om. Dacă când se duc să fac puștele cele la puștele care le face Dodon, văd că acolo lucrează lumea. Da, asta e o problemă și microbuzele și muncitorii de la Memorial contribuie la răspândirea virusului. E pericol și ar trebui să intervină, dar dacă nu vrea Dodon să o goiască, el vrea neapărat să serbeze 75 de ani de victorie, ia că bagă acolo milioane și vă înghesui pe voi în microbuze arhipline. Dacă nu iei la cineva când face un frigărui la cineva, trimite echipa și îi amendează cu 100 de mii de lei. Da, E 22 corect de asta? mii de fiecare. Nu? Asta e corect. Dacă nu faci acolo... Ia că ciobanul vrea să facă fontan în parcul la izvor, lui arde acum de fontane. De 4 Bine. milioane și acela. Câte persoane sunt acolo? Deocamdată nu-i niciunul, că s-au anunțat licitații, dar asta le arde lor acum în timp de criză și de pandemie, să facă fontane, să cheltuie milioane pe așa ceva. Eu am fost chiar alaltă ieri, am fost acolo și am văzut cum se crescuiesc puștele, Dudu. Important, n-au fost vopsite din 2000 cât? 9, 6, de pe timpul lui Voronin. Trebuie Da, vopsite, nu? da. Voronile au obținut ultima dată. Sunt pasaje pe un oraș care nu au fost reparate din timp sovietic. Sunt trotuare care au prins bombardamentele din Războiul 2 mondial. Dar el se Sunt ocupă de memorial. de astea care trec pe de sub și terase de astea care trec pe de sub și tot nu-ți fac. Bine, știi ce am vrut să mă interesez eu? Eu am vrut să mă interesez să vadă toată lumea. Acolo unii se fac puștile cele, unii le face mai Voronin, acolo sunt mai mulți de 3 oameni, ori sunt mai puțini de 3 oameni. Ei pretind că muncitorii și ei lucrează distanțat, nu stau unul lângă altul, nu dau mâna, nu mănâncă din aceeași lingură. Bine, bine. Dar dacă se cineva într-o și face cineva un frigărui, tot cu mască, pune așa un fel de mască de asta. Nu-i voie. Nu-i voi. Nu, chiar primarul de la Sângerie a fost amendat pentru că s-a dus la sfințire de răstignire și a mers cu icoanele pe oraș și a luat o amendă. Probabil tot mare. Vrei să spui că Dodon faci drept? Altfel, cum o să descurajez oamenii să nu încalce regulile, să stea în casă? Bine. O leacă înțeleg, dar nu înțeleg eu chiar drept. A, trebuie aplicată legea la fel pentru toți, dar e mai greu la noi cu egalitatea. Dar de ce noi să... Dacă vă uitați corect așa, la noi să e în rutier, în marșrutca asta, în rutier, spun și așa, sunt pe limba rusă. Microbuz. Da, microbuzul. Ele se închide ușa. Cum asta se poate? Atât de mulți oameni sunt încât nu se închide ușa? Închid, nu se închide ușa, da. Asta e foarte grav, încălcare nu numai a normelor de prevenire a răspândirii virusului, dar și a normelor de transport de călători. Nu se Nu admite așa ceva, dar dacă, na, puține microbuze și mulți călători, nu știu de ce nu stau oamenii acasă, de ce îmblă cu microbuzele? Și se duc la lucruri, Nu, ce treabă au?
Au lucru, au lucru. Pare rău. Cereți lui Ceban mai multe microbuze sau autobuz, troleibuz pe ruta aceea. Ia n-ascultă. Mai mult ești prin România, ori mai mult stai la Moldova. Sunt de 3 ani la București. Știu, mă uit, eu urmăresc. Eu urmăresc pagina și... Bine. Bine, dacă urmărești, o să te vezi și pe dumneata. Bine, domnule. Eu îți urez o noapte bună și numai bine. Sănătate. Dacă ceva cu interes, mai să spun. Da, dar te rog, nu noaptea, că e ora 11 deja. Bine. Noroc. Все, давай.